Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Semne și Simboluri. Sunt Ștefan Bratosin și împreună cu Mihaela Tudor am deosebită plăcere să reprimesc în cadrul acestei ediții a emisiunii Semne și Simboluri pe doamna lector universitar dr. Florica Iuhas de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării de la Universitatea București. Bine ați revenit la noi! Bine v-am găsit! Înainte de a aborda subiectul din emisiunea aceasta, o invit pe Mihaela Tudor să ne reamintească tuturor și să spună celor care nu ne-au urmărit care este profilul, portretul academic al invitatei noastre. Bine ați revenit în studioul Speranța TV! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit și în această săptămână, dragi telespectatori. Vă reamintesc că invitata noastră este specialistă în comunicare în domeniul jurnalism și mai clar în domeniile antropologia comunicării, structurile ale imaginarului, în antropologia mass media și bineînțeles, inclusiv în chestiuni legate de genurile presei radiofonice, de pildă, invitata noastră a lucrat o perioadă bună și în breasla aceasta a jurnaliștilor profesioniști. Este de altfel și membra a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Este doctor în științele comunicării cu o teză de doctorat care se referă la tematica riturile de trecere și mai exact nunta românească, abordată din perspectiva antropologiei mass media. De fapt, lucrarea a fost construită pe trei paliere. La primul palier am analizat nunta tradițională, bineînțeles că am luat descrieri ale etapelor și ale momentelor. Chiar poate o să avem ocazia să revenim asupra acestui subiect într-o altă emisiune, că doar am vrut să vă incit și să vă deschid apetitul să ne vorbiți, pentru că astăzi vom vorbi despre o altă dimensiune a activității dumneavoastră, o dimensiune pe care o asociem de regulă cu comunicarea non-verbală și îl voi lăsa pe Ștefan să deschidă discuția pe această temă. Nu este nicio taină, deci aș dori să vorbim despre limbajul semnelor. Știu că limbajul mimico-gestual, să zicem, în formularea de formularea. Dar eu am vorbit pentru cei care ne ascultă. Și chiar puteți să-i salutați pe telespectatorii noștri, poate este cineva printre ei care... Ziua! Mă bucur mult că am venit la această emisiune. Excelent! Excelent! Excelent. Cum ați ajuns să cunoașteți, să învățați limbajul acesta deosebit, un limbaj atât de necesar în anumite cazuri și de unde v-a venit interesul, pasiunea sau nevoia? Da, este vorba despre o nevoie. Părinții mei, amândoi, sunt surdomuți și am învățat, practic, întâi să vorbesc prin semne. Prima dată am spus că mă doare burta. A fost un semnal de alarmă pentru părinții mei, care s-au întrebat, bine, și ce facem cu copila asta? Noi nu putem să o învățăm să vorbească. Ea trebuie să vorbească articulat cu oamenii din jurul ei și m-au dat la bunici la țară ca să mă învețe pur și simplu. Bine, veneau și bunici, străbunicele mele la noi și ăsta era scopul, să mă învețe să vorbesc. Bunicile mele, fiind de la țară, mă învățau cuvinte regionalisme. Când m-am dus la grădiniță, oricum nu prea înțelegea nimeni ce spun, pentru că eu ziceam, dă-mi finge în loc de cană. Deci vorbeam chiar ca la țară, capacul de la oală, pune figheu. Deci cam așa am început să vorbesc. Iar semnele le-am învățat încă de mică, pentru că așa comunicam cu părinții.
Chiar mama era foarte necăjită că nu mai putea vorbi nimic cu tatăl meu, nu mai putea să aibă secrete, pentru că mă țineam toată ziua de fusta ei și o întrebam ce spui, ce spui acolo, ce spui. Vreau să știu exact ce spune. Deci a fost practic o necesitate. Sinceră să fiu, în copilărie eram foarte complexată. Dacă aș fi putut să-mi ascund undeva părinții, cu dragă inimă. Mi-au dispărut complexele la un moment dat când prin clasa a șaptea a venit o colegă la mine. I-a deschis mama ușa, colega mea nu știa că părinții mei sunt surdomuți, i-a deschis mama ușa și cu vocea guturală, adică nu pronunță cuvinte, practic. A întrebat-o ce dorește, nu o cunoștea, atât de tare s-a speriat fata, încât a luat-o pe trepte, în jos, în goană, iar mama săraca s-a întors în casă plângând de... Săraca nu mai putea. Doi oameni putea. Nefericiți. Da. Și m-a întrebat, dar tu nu le-ai zis colegilor tăi la școală că părinții tăi sunt surdomuți? Nu. Am făcut asta a doua zi și am zis, ok, chiar trebuie să îmi asum lucrul ăsta ca să nu se mai necăjească mama într-o situație similară. Și de atunci am încetat cu complexele, acum spun tare la toată lumea. Ba, între timp am făcut și cursul de LMG. Și am învățat să comunic și expresiv, să spunem așa. Am fost chiar curioasă zilele trecute și m-am uitat la semnele și la expresiile pe care le fac prezentatorii francezi. Este o plăcere. Deci, în jurnalele de dimineață. Da, în, da. Dacă la noi stau cât mai înțepenit și încearcă să nu aibă nicio expresie, în Franța îi vezi, se strâmbă, gesticulează foarte amplu. Sunt ca niște artiști, ca niște... Da, da. Și este o plăcere. Și până la urmă, ăsta este limbajul semnelor, pentru că și mimica, expresia facială trebuie să spună ceva. Adică dacă stai așa, vorba românului, de lemn tănase, nu prea poți exprima nimic. În limbajul acesta al semnelor, și mă bucur că introduceți această comparație, atunci când ați urmat aceste cursuri de pregătire, sunt cursuri de expresie mimico-gestuală, de ce ar fi acest imperativ în această paradigmă, să zicem, românească, al imobilității feței? Există un argument care ar putea să... Ar putea fi deturnat un sens transmis, ar putea nu? Nu, deci pur și simplu e o convenție și filmulețele care ți se prezintă la curs sunt cu niște persoane foarte sobre. Multe din filmulețe sunt chiar cu un preot, nu te aștepți ca preotul respectiv să se strâmbe, dar, nu știu, pur și simplu cred că s-a împământenit acest obicei de a face semnele stând foarte serios. Eu, de exemplu, nu pot, pentru că dacă nu exprim ceva și învățând de mică să vorbesc acest limbaj, mă rog, să vorbesc între ghilimele, să comunic prin acest limbaj, normal că nu stai imobil cu părinții tăi, nu stai imobil cu oamenii cu care vorbești, cu care interacționezi. Și atunci mi se pare foarte normal ca și în momentul în care vorbești pentru niște persoane, mă rog, comunici pentru niște persoane care nu aud, să ai o expresie a feței, să fii implicat în ceea ce spui. Care este astăzi, să zicem, interesul? Pentru că este clar că aceste competențe într-o societate sunt utile. Asta este clar, pentru că sunt persoane cu dizabilități. Care este interesul, să zicem,
așa cum reiese el din politicile publice referitor la persoanele care au astfel de dizabilități și la pregătirea, pentru că în România nu cred că sunt atât de mulți interpreți mimico-gestuali disponibili. Din păcate chiar nu sunt interpreți, deși diplome... Și în ce măsură sunt ei integrați în mass media, de pildă, pentru că mai ales la televiziunile publică? Păi la televiziunea publică este chiar verișoara secretarei de la noi de la facultate, care avea bunicii surdomuți. Deci sunt de această formă de comunicare se apropie mai degrabă cei care au fost nevoiți cumva să o facă. Și când mă refer la politici publice, mă gândesc și la educație, accesul la universitate, accesul la școală, accesul la acestor copii sau tineri care au aceste probleme. Da. Legea 448, cred că este din 2010, obligă fiecare instituție publică sau privată să asigure accesul persoanelor cu dizabilități la comunicare pe lângă rampe și așa departe. Dar fiecare instituție, măcar importantă din țara asta, ar trebui să aibă un interpret de limbaj mimico-gestual. Gândiți-vă la spitale. Că surdul se îmbolnăvește până la urmă. Cine, dacă nu reușește să comunice cu medicul, să spună simptomele, cum face medicul cu el? Spitalele nu au această o persoană care să se ocupe. N-au acest post în schema lor. Și chiar mi-am propus ca în săptămâna care urmează să mă duc la spitalele măcar de lângă casa mea și să las CV-ul și să las certificatul de interpret în așa fel încât să mă cheme în momentul în care există această nevoie. Da, există nevoie asta. Nu știu dacă aveți vreo statistică, știți cam care este numărul de surdomuți în România, nu știți. O statistică am, dar nu mai țin minte exact. Da. Aproximativ nu știu, sunt zeci de mii în orice caz. Sunt zeci de mii. Și sunt, din păcate, și copii foarte mulți în ultima vreme, care, nu știu, pe fondul unor neajunsuri, pe fondul sărăciei, pe fondul alcoolismului părinților, se nasc surdomuți. Deci este practic un reviriment al surdomutității în România. Părinți care de multe ori din cauza sărăciei nici măcar nu-și dau copiii ăștia la școală. Și așa că nu sunt în scripte, adică nu fac parte din nicio statistică. Da. Este una dintre problemele Consiliului Național al Persoanelor cu Dizabilități, că foarte multe familii nu își declară copiii ca fiind surdomuți, tocmai pentru a nu fi obligați cumva să-i dea la școală. Și îi țin așa, la modul rebut, pe lângă casă și trimit la muncă este cu ziua. Este dramatic ceea ce ne spuneți. Este foarte dramatic. Este, din păcate. Din punct de vedere al politicilor legate de persoane care au astfel de dificultăți, sunt școli în care cineva poate să învețe acest limbaj? Sunt școli speciale pentru deficienții de auz. Sunt și în București două licee, cred. Școala generală este una chiar aproape de casa mea. Există școli speciale, dar de multe ori la aceste școli sunt angajați profesori care nu știu limbajul semnelor. Tocmai asta vreau să spun. Adică sunt două probleme pe care vreau să le subliniem aici împreună. Și anume, una că sunt școli
unde sunt adunați acești copii și vreau să discutăm un pic despre această idee de a-i pune pe toți împreună în loc de a-i amesteca cu ceilalți, că sunt copii ca ceilalți până la urmă. Da. Deci, una dintre probleme în Franța, ideea e că dacă un copil are anumite dificultăți, oricare ar fi, de orice natură, să fie integrat într-o clasă cu cei care nu au aceste dificultăți și este considerat ca un copil ca toți ceilalți, iar ceilalți copii înțeleg că acești colegii ai lor sunt și ei ca și ei și îi ajută, e un sistem de educație prin educație. În momentul în care ei sunt toți împreună, ei rămân în lumea lor, să zic așa. Din păcate, da. Se poate simți exclus și din societate. Da. A intrat la noi la facultate pentru prima dată, în acest an avem această experiență, un tânăr surdomut. Am fost interpreta lui la examen, dar l-am preluat cumva încă din momentul înscrierii, deși, mă rog, a venit cu mama lui, care este auzitoare, dar de dragul copilului a învățat limbajul semnelor și a chiar ajuns să fie în zilele de astăzi președinta Asociației Surzilor de la Buzău. În momentul în care a intrat copilul ăsta în facultate, afară, în curtea facultății, era foarte relaxat. În momentul în care a început să meargă pe holul facultății, l-am văzut că se face livid. Erau copii mulți, adică tineri, care povesteau, care așteptau să intre la restanțe, la admitere, la masterat. Și băiatul ăsta, Mihai, era tot mai panicat. Nu mai zicea nimic. Îl întreba, Mihai, ce ai? Ți-e rău? Ești speriat? Se uita la mine și dădea din cap. Nu, n-am putut să realizez ce are. După ce am plecat, mi-a spus că nu este obișnuit cu lumea auzitorilor, că de asta s-a speriat, că s-a întrebat cum o să facă el față acestei provocări și dacă este bună hotărârea pe care a luat-o să vină la o facultate. Pentru că îmi zicea, la mine la școală, la Vicov, e o școală foarte bună la Vicov de sus, acolo la Vicov toți tinerii din jurul meu vorbeau prin semne și profesorii și era foarte normal să fiu acolo și acum când văd oamenii auzitori, nu înțeleg ce spun și asta mă sperie. Deci, da, nu știu cum e mai bine. Vreau să vă fac o mărturisire. Ultimul curs pe care l-am ținut înainte să vin în România de data aceasta, curs de forme simbolice și comunicare, mă pregăteam, deci începeam cursul, era în începutul anului și cu o nouă promoție și deodată văd că eram în anfiteatru, era plin studenți și văd o doamnă care se urcă lângă mine și îmi spune, zice, eu am venit, zice, pentru că eu trebuie să traduc cursul dumneavoastră pentru un student care nu aude. Și pentru prima dată în cariera mea am făcut cursuri cu cineva care îmi traducea cursul. Da, și va continua astfel până la sfârșitul anului. Și mi-am dat seama cât de important era, că era o bucurie enormă pentru student, că după aceea a venit și el și am avut un dialog. Da, prin intermediul traducătorului. Da. Mediat. Iar a doua problemă, aceasta ar fi una, și a doua e cea a profesorilor. Adică dacă sunt școli, dacă sunt cursuri pentru ca să
fie formate cadre specializate în domeniul acesta. Chiar și pentru școli, universități normale sunt sau cum cursuri, suntem noi? Sunt cursuri de 200 de ore în care, mă rog, nu știu cât poți învăța în 200 de ore. Mi-am pus problema asta, dar nu m-a frământat foarte mult pentru că n-am... Adică într-o facultate de comunicare mi se pare normal să se învețe și așa ceva. Și mie. Și am propus domnului decan să facem. Domnul decan spune că chiar ar fi bine ar fi să facem. Ar fi poate printre, ar fi prima în România, asta sunt convins. Da. O licență sau un master sau ceva. Sau chiar un modul? Da, care măcar să fie un 4 modul. Ani de zile, 3 ani de zile cât durează facultatea să fie. Și eu zic, măcar un opțional acolo, dar să fie ceva, pentru că va fi nevoie de interpreți și în momentul în care și prin sistemul de învățământ îi oferi o șansă în plus omului de a se angaja, eu nu văd de ce nu ar avea succes astfel de cursuri. Pentru că v-am spus, diplome s-au dat destule, dar nu pe baza unor competențe. Când e să fie angajat o persoană care să interpreteze la o televiziune, dai cu tunul, cum se spune, și nu găsești pe nimeni. Deci sunt foarte puține persoane care la modul real știu semnele. De ce sunt foarte puține persoane? Pentru că nu sunt posturi, asta nu cred, pentru că spuneți că e o nevoie. Deci înseamnă că s-ar găsi de muncă. Pentru că salariile sunt mici? Pentru că nu sunt școli care se... Pentru că nu sunt școli, pentru că dosarul de acreditare pentru aceste cursuri este foarte stufos și de multe ori preferi să nu-ți prinzi urechile în el și zici lasă. Și pentru că probabil nici nu se promovează foarte mult această formă de comunicare. Adică nu, oamenii n-au de unde să știe că pot face și acest lucru, că pot dobândi competențe în limbajul mimico-gestual. Deci pe mine m-a interesat personal să fac nevoie, acest... Am zis ok, dacă tot știu să fac lucrul ăsta, hai să-mi iau și o pata la mal la mână, că în ziua de astăzi îți trebuie pata la male. Și m-am adresat Consiliului Național al Persoanelor cu Dizabilități ca să aflu cine face astfel de cursuri și sunt foarte puține cursuri în București, unul la Buzău, dacă mai fi prin Cluj, adică în orașe din astea mari, că în rest nu sunt persoane. Dacă ar fi să adresați un mesaj unor oameni care pot decide în privința asta, ce le-ați spune în 20 de secunde care ne mai rămân? Deja nu mai am nevoie să spun eu, pentru că am văzut că premierul Dacian Cioloș sprijină înființarea Consiliului Național de Evaluare și Implementare a aplicării legii persoanelor cu dizabilități. Ne-a tras Uniunea Europeană mult prea tare de urechi pe această temă și am început să mișcăm din acest punct de vedere și în curând va apărea acest consiliu care sunt convinsă că va face treabă foarte bună. Doamna Florica Iuhas, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în ediția de astăzi a emisiunii Semne și Simboluri. Mă bucur că ați fost cu noi în această ediție a emisiunii Semne și Simboluri. Rămâneți în continuare cu Speranța TV. Iar pentru săptămâna care vă stă înainte, fiți atenți, ca de obicei, la semne și simboluri.